Toată lumea merită o a doua șansă. Cel puțin aceasta este concluzia la care a ajuns platforma YouTube. Astfel că fostul președinte american Donald Trump a primit undă verde și s-a putut întoarce pe celebra platformă după mai bine de 2 ani în care a avut interdicție. A luat decizia de a reactiva contul de YouTube cu 2,6 milioane al fostului președinte american Donald Trump. Iar acesta a marcat momentul printr-un videoclip de câteva secunde. Sorry to keep you Decizia rețelelor de socializare de a reactiva conturile fostului președinte american vine în contextul în care Donald Trump și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale din 2024, iar YouTube a evaluat riscul de violențe și a justificat că e important ca alegătorii să-i poată auzi pe candidații ce vor participa la alegerile de anul viitor. Donald Trump nu a mai putut folosi platformele de socializare începând cu luna ianuarie 2021. Interdicția aia a fost impusă în urma incidentelor de pe 6 ianuarie 2021, atunci când fostul președinte și-a încurajat susținătorii să efectueze atacul la Capitoliu. La acel moment, mii de susținători ai fostului președinte american au fost convinși că alegerile din 2020 au fost fraudate, în ciuda numeroaselor dovezi contrare.